Tânărul în vârstă de 21 de ani care a agresat un salariat al Carierei Roșii a fost arestat la domiciliu pentru 30 de zile, iar un alt bărbat în vârstă de 36 de ani din Fărcășești a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Cel de-al treilea tânăr implicat în agresarea angajatului fusese reținut pentru tâlhărie calificată, însă a fost eliberat după audieri. Măsurile dispuse în urma prezentării celor doi implicați în speța de la M. Roșia sunt: în cazul bărbatului de 36 de ani s-a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, iar în cazul tânărului de 21 de ani măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile, a transmis Miruna Preșbeanu, purtător de cuvânt al IPJ Gorj. Amintim că trei persoane în vârstă de 21, 27 și respectiv 36 de ani au fost surprinse de către un angajat în timp ce transportau cu un atelaj Hippo traverse metalice furate din Cariera Roșia. Salariatul a încercat să-i oprească pe hoți, însă aceștia au devenit violenți și l-au atacat pe acesta cu un obiect dur. Bărbatul s-a ales cu leziuni la nivelul capului și pe corp. Din graba de a părăsi locul faptei, aceștia au avariat un autoturism cu huluba atelajului. Patru traverse metalice lungime de aproximativ 6 metri, sustrase din zona unei benzi transportoare, au fost abandonate pe partea carosabilă a drumului județean 674B. Persoana vătămată a fost transportată la spital de o ambulanță pentru acordarea de îngrijiri medicale.